Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție specială 360 de grade. Dacă am crezut că vârcolacii sunt doar niște personaje din filmele de groază, poate este timpul să ne reconsiderăm poziția față de această idee. Un studiu efectuat de către cercetători a demonstrat că fenomenul de lună plină ne poate transforma în adevărate bestii care pot ataca asemenea animalelor devenind total incontrolabile. Vom vorbi despre oamenii vârcolaci, cu oamenii comportamente nefirești, cu puteri supranaturale, cu un psihic mai puternic decât al omului obișnuit. Să vedem ce se poate întâmpla în timpul eclipselor sau atunci când anumite fenomene stranii ale naturii declanșează în ființa umană tot ceea ce are ea mai primitiv. Toate acestea astăzi seara alături de invitații noștri, Eugen Mârț, parapsiholog, și Cristian Pompei, consultant. Bună seara și bine ați revenit! Bine, ne-am reîntâlnit! Astăzi seara un subiect mai delicat, deși dacă îi privim latura științifică o să ne dăm seama că nu este deloc așa. Se știe că omul are în el arhetipul tuturor animalelor. Eugen, chiar vorbeam înainte de emisiune despre acest lucru, inclusiv arhetipul omului lup. Și de ce nu cu toții am constatat că atunci când au loc în natură anumite fenomene strani sau eclipse sau fenomenul de lună plină atât de bine cunoscut, în om se declanșează acele așa zise instincte animalice, care uneori sunt atât de puternice încât oamenii devin cu adevărat fiare. Chiar dacă nu se transformă propriu zis corpul rămânând la fel, totuși se pare că se întâmplă niște modificări foarte evidente în corpul lor astral. Și iată, s-au făcut foarte multe studii de către cercetători, de către medici, conform cărora s-a demonstrat faptul că luna plină și fenomenul de lună plină ne poate deci transforma cu adevărat. Deci, în ce măsură este mit, este realitate această legendă a omului lup? Aș vrea să plec chiar de la ceea ce ai spus tu. Oamenii de știință spun foarte pretențios că ontogeneza recapitulează filogeneza. Mai pe înțeles omului obișnuit, în dezvoltarea fătului, de la stadiul de ovul fecundat la acela de nou născut, se trece practic prin toate etapele prin care au trecut speciile de la evoluția lor. Deci la un moment dat fătul arată ca un mormoloc, pe urmă ca un pește, are branhii și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Că ființa umană are în mesajul ei genetic și elemente, componente care corespund din punct de vedere genetic celorlalte animale, inclusiv caracteristici de lup. Deci noi efectiv avem genetic în noi caracteristici de lup. Dovada este că uneori se nasc oameni care chiar au față de lup, bot de lup, dinți de lup, piele acoperită cu păr, exact așa cum sunt animale și așa mai departe. Și acum aș vrea să spun totuși de ce vorbim aici de lup, pentru că cuvântul vârcolac vine de la ver, care înseamnă ființă masculină, bărbat, și wolf, care înseamnă lup. De ce jumătate om, jumătate lup și nu urs sau vulpe sau iepure? Este foarte simplu. Pentru că, dintr-un anumit punct de vedere, o să vedem imediat care, ființa umană seamănă cel mai mult cu lupul. De ce? Pe de o parte, lupul are, și asta mai puțin se știe, o organizare socială extrem de avansată. Este un om de știință care a trăit ani de zile printre lup și nu a fost mușcat odată. Ba, la un moment dat a devenit și masculul alfa, adică șeful haitei, pentru că le-a învățat regulile și obiceiurile, inclusiv cum să latre și să urle la lună. Pe de altă parte însă este clar că lupul are și instincte foarte puternice, animalice, dezvoltate, care ies la iveală când? Tocmai de lună plină, atunci când lupii urlă la lună. Și atunci, din punctul acesta de vedere, apropierea între ființa umană și lup este cea mai mare. Nu trebuie să ne mire că atunci când omul devine animal, de obicei ia înfățișarea sau comportamentul unui lup. Să vedem, Cristi, și din punct de vedere istoric există atestări ale omului. Să răspund în primul la prima întrebare care ai pus-o. Există o... Eu spune că există undeva un adevăr la mijloc. Este undeva între mit și realitate. Avem niște... Din istorie, nu o să facem o istoria lupului, dar Herodot, în lucrarea sa Istorii, spune că a întâlnit un popor numit Neurii, un popor de vârcolaci care trăia undeva în Sciția. Este un lucru foarte interesant. Omul lup, în termenul omului lup, îl mai găsim și în Dimitre Cantemir Descripție o Moldavie. Îl găsim în foarte multe lucruri. Îl găsim în lucrările scrise de acei, să le spunem, oameni de știință romani, care în momentul în care au invadat Dacia, la un moment dat au început să extermine populații întregi de lupi, pentru că aveau credința că dacii, știm că luptau ca niște lupi, și la un moment dat când rămâneau
erau înghesuiți, cum se spune, erau decimați, ca oameni vorbesc, ei se transformau în lup și atacau legiunile romane. După cum știm și Stindardul Dac are exact capul de lup și scotea un șuier aparte. Deci aceste lucruri le găsim de-a lungul istoriei. O să trec un pic peste perioada medievală, pentru că știm foarte bine pe perioada medievală, Inchiziția te chinuia să spui că ești vrăjitor, că ești lup, că ești vârcolac și așa mai departe. Dar undeva adevărul este. Nu întâmplător există zicala populară, nu numai la noi, și în alte culturi, urlă ca lupul la lună. Ce se întâmplă? Luna asta plină creează și anumite conjuncturi, cum e și eclipsa de lună. Dar în mod deosebit luna plină, niște modificări la nivel organic la om. Noi discutăm de om acum. Concret. Înainte de a trece la discuția despre omul lup propriu-zis, pentru că sunt și teorii conform cărora chiar ar exista și această transformare, Eugen, fizică a omului în lup. Dar acum aș vrea să discutăm întâi despre posibilitatea de a se transforma omul doar din punct de vedere al corpului astral. Deci doar din punct de vedere al instinctualității, al instinctelor. Deci el rămânând la fel în corpul lui, dar să vedem ce se poate întâmpla atunci când are loc acest fenomen de lună plină. Cu toții știm că emoționalul devine mai puternic, dar sunt situații în care se depășește acest lucru. Da. De aceea foarte multe crime, ne spuneai, se întâmplă și pe lună plină și oamenii crime se transformă în adevărate, se dezumanizează de fapt. La nivel astral se amplifică instinctul animalic. Pentru că și omul este un animal, dacă e să o luăm așa. Bine ar fi să nu fie. Da, bine ar fi, în sensul bun, vreau să spun. Este un animal totuși, omul. Ce se întâmplă? În momentul în care pe lună plină are loc un schimb de energie. În momentul în care omul are o slăbiciune, noi vorbim din punct de vedere astral, nu vorbim din punct de vedere trupesc, pentru că încărcându-se din punct de vedere astral, automat are repercursiune asupra trupului. Își scoate instinctele în față. Aceste instincte, marea majoritate a oameni nu pot să și le țină în frâu. Sunt oameni care au perioada pe lună plină de 2 zile, 3 zile, când pur și simplu nebunesc. Pur și simplu încep să tremure, devin din ce în ce mai nervoși. Au tendința de a considera pe semenul lor o pradă. Pur și simplu parcă cineva, cum spune în tradiția populară românească, le ia mințile. Pur și simplu sunt oameni care se transfigurează la față. Ajung să aibă chipul ca un animal, ca un lup. Revenim la un lup, pentru că lupul este un animal, făcând o mică paranteză, te-aș spus Eugen, este un animal solitar. El în general și este monogam. Deci, practic, nu poți, aceste instincte ca un animal, ca un animal care vede sânge, dacă putem spune așa. Omul nu se mai poate controla. Aici nu vorbesc de 90% dintre oameni. O parte din oameni care au aceste instincte neechilibrate la nivel astral. Și știm foarte bine, ceva dezechilibrat venind din exterior la nivel astral amplifică negativitatea, animalitatea din om. Este foarte, foarte interesant. Sunt oameni care, sunt studii făcute și eu am întâlnit oameni care la un moment dat, înainte de lună plină, pur și simplu iau ceva pe ei și pleacă în păduri, să fie singuri. Râcâie, deci nu, fără nicio unealtă, parcă să răzbună pe copaci, încep să urle, să se manifeste efectiv ca acest animal. Da, aș vrea să completez câteva idei. În primul rând, acel șuierat aparte al capului de lup al dacilor era de fapt un șuierat atât de sinistru încât băga groaza în dușmani, efectiv. Era o combinație între urletul de lup și șuieratul dragonului. Revenind la lup, este totuși interesant că singurul animal care a fost atât de mult domesticit încât a ajuns să fie numit cel mai bun prieten al omului este totuși câinele. Iar câinele are și aspecte umane, dar păstrează și caracteristici de lup. De fapt, avem chiar câinele lup, din punctul acesta de vedere. Nu în ultimul rând vreau să revin la această legendă a transformării, a metamorfozării efective la nivel fizic a ființei umane în lup. Care este explicația acestui fapt? Adevărul este că mai bine decât corpul fizic ne caracterizează corpul astral și oamenii care au instincte animalice foarte puternice, la nivelul corpului astral nu au formă umană, chiar au formă licană, adică formă de lup. Din fericire, educația
ne ajută să punem ponderea mai mult pe corpul fizic și atunci chiar și aceste persoane care au aură în formă de lup, totuși se comportă uman. Până când? Până la lună plină. La lună plină, datorită influenței lunii pline, este foarte mult amplificat subconștientul și stimulate foarte mult aceste instincte, care atunci devin de necontrolat. În acest caz, după cum bine se știe, corpul fizic tinde să semene cu corpul astral. Și atunci oamenii se metamorfozează în sensul fizionomiei. N-aveți idee câte fizionomii diferite pot apare pe o față umană. De exemplu, sunt oameni care, când se transformă ca și fizionomie în lup, efectiv mâre și arată colții exact ca niște lupi. Și mai mult decât atât, există și un semn de recunoaștere a oamenilor care au această predispoziție. Sunt destul de frecvent să știți că am un om din 10, are caninii și superiori și inferiori foarte ascuțiți, fără ca acest lucru să fie necesar pentru alimentația omului în general. Pentru că noi nu mai trebuie să sfâșiem carnea, nu-i așa? Nu vânăm animale și le sfâșiem... Pentru că lupul e carnasier, normal. Exact, exact. Și cu toate astea, un om din 10 are caninii aceștia foarte dezvoltați. Acești oameni sunt predispuși, dacă nu se controlează bine, ca în anumite momente speciale, cum ar fi luna plină, să se transforme și atunci să devină un fel de vârcolaci. Vreau să mai spun ceva. Această transformare nu se referă doar la aspectele exterioare. Se știe că în momentele de furie extremă se descarcă anumite substanțe speciale în sânge, anumiți hormoni, care măresc rezistența oaselor și forța musculară de câteva ori, astfel încât în cazurile reale documentate de oameni care se transformau deci, în vârcolaci, da, ei puteau nu doar să sfâșie oamenii, dar îi rupeau în bucăți, deci rupeau mâini și picioare, vă dați seama, aveau o forță colosală din punctul acesta de vedere și asta îi și făcea să fie vânați și judecați ca animale și nu ca oameni. Cu toate că trebuie să facem o mică paranteză pentru telespectatori, un lup matur are undeva între 18, 20, 22 de kilograme. Exact la ce a spus Eugen, să ne dăm seama că practic n-ar putea să sușie un om în bucăți. Exact. La 18-20. Haideți să urmărim și un film de scurt metraj, o realizare foarte interesantă a fenomenului, a procesului de transformare a unui om într-un vârcolac. Am revenit. Din fericire, nu este un reportaj, este o realizare artistică. Încă nu se știe dacă se poate schimba într-atât structura umană încât să ne transformăm din oameni în vârcolaci, în oameni lupi. Dar, în mod cert, la nivel astral, la nivel de câmp, ceea ce am văzut chiar se întâmplă. Chiar dacă nu fizic. Fizic nu vedem. Uneori, cum spunea Eugen, oamenii care sunt mai subtili și care au această forță pot vedea chiar și această transformare. Am și văzut, de fapt, în Avocatul Diavolului, cum chiar sunt văzute acele personaje posedate de materialitate, efectiv transformându-se, probabil că nici acolo în realitate nu se transforma nimeni. Ce vrem noi să spunem este că în anumite condiții, unii oameni care încep să fie vânați de anumite energii negative pot căpăta o forță colosală și li se ascută simțurile, practic animalul din ei capătă forță. Ei își trezesc animalitatea, exact cum spuneai, Cristi, pot pleca pe străzi, în păduri, unii chiar în locuri izolate, în locuri să izolate se exact. Da.
Și aceste lucruri se întâmplă nu numai pe lună plină, ci și în cadrul altor fenomene astrale dure, cum am avut acum și avem încă fenomenul acela de cruce cosmică, în timpul eclipselor și așa mai departe. Trebuie oarecum să urmărim această animalitate, această instinctualitate din noi, pentru că în timpul acestor fenomene foarte dure se întâmplă și cele mai multe crime, cele mai multe despărțiri, cele mai multe atacuri josnice. Crime cu violență. Atenție, da. Nu este o perioadă deloc ușoară. Sunt persoane pe care nu le mai recunoști, persoane care poate acum câțiva ani erau perfect echilibrate și acum își arată fața demonică, nu mai poți conta pe ele, devin posedate pur și simplu de anumite instinctualitate. Da. Nici ele nu își explică de ce li se întâmplă aceste lucruri. Dar iată, dacă ar fi să o spunem efectiv, direct, acești oameni se pot transforma în animale, repet, nu fizic, dar la nivel, noi am folosit sugestiv acest filmuleț, evident că nu se întâmplă așa în realitate, dar la nivel astral chiar dar așa au, se întâmplă. Gesturi, este foarte interesant. Au gesturi care totuși fac. Este foarte interesant că deși nu se transformă fizic, nu se metamorfozează fizic, în sensul că nu le cresc gheare în loc de unghii și nu li se lungesc colții. Cu toate acestea, în puținele cazuri în care oamenii care se transformau în vârcolaci au fost prinși și și-au mărturisit crimele, ei mărturiseau că se simțeau un lup mare și puternic. Mai mult decât atât, și victimele atunci când au supraviețuit spuneau că fizionomia lor, comportamentul, urletele și întregul comportament era de lup. Mai mult decât atât, câinii obișnuiți, în momentul apropierii unui om vârcolac, aveau aceeași reacție ca atunci când se apropie un lup adevărat. Se poate explica, dacă o luăm puțin așa spre latura științifică, eclipsa de lună este o luptă cu, între soare și lună. Știm. Da, acoperă, exact. E foarte, foarte ușor. Soarele ne oferă nouă energie și putere, luna ne oferă emotivitate, afectivitate, da? Și atunci un om care este, din punct de vedere astral, dezechilibrat, sau are, când se află ele în conflict. Da, când se află ele în conflict, automat ele scot partea negativă din om. Deci animalitate. Nu se transforme niciodată, dar în momentul în care începe luna plină, sau e aproape de luna plină și omul începe să aibă gesturile animalice. Deci începe să facă degetele precum ghearele, nu? Sunt studii făcute și sunt făcute inclusiv la Spitalul Nou, inclusiv în anumite sate, și o să dăm mai târziu niște exemple din România. Da, chiar bolnavii, cei bolnavi psihic se manifestă și nu numai, așa. Și oamenii normali, la un moment dat, vezi cum se crispează, totul se transformă, ochii îi se transformă, deci practic nu mai au lumina aia normală omenească, au lumina aia animalică de câine, de lup, de... și efectiv ei, dacă sunt conștienți, pleacă în locuri izolate până trece acest fenomen, dacă nu, sunt închiși în casă de cei din jur, pentru că altfel poate să facă prăpăd. Sunt oameni care și în ultimul timp, dacă ne uităm în ziare, în afară de faptul că crimele sunt oribile, dar au tendința, când omoară pe cineva, să muște, să zgârie persoana care o ucid, să o stranguleze. Și foarte bine că lupul, prima dată când atacă la gât. Deci omul pur și simplu, și sunt cazuri, noi nu discutăm acum de povești, deci sunt, să fim foarte atenți, să ne controlăm. Încă o dată, mă repet, nu toți cei din jurul nostru vor transforma în animale la nivel astral, dar trebuie să fim foarte atenți să ne controlăm instinctele. Vreau să spun că, printre altele, energia lunară este o formă de energie a apei și aceasta are legătură și cu sexualitatea, care evident este unul din cele mai puternice instincte ale ființei umane. Vreau să spun că acea legendă cu vampirii care te mușcă de gât și lasă niște urme provine de asemenea dintr-o situație reală, și anume acei bărbați care atunci când făceau amor cu o femeie se trezea în ei latura monstruoasă, bestială și animalică și chiar le mușcau de gât de adevăratele, astfel încât a doua zi când ele apăreau în societate se vedeau acele urme pe gât. Și bineînțeles că ele nu puteau să spună că soțul lor, marchizul cutare sau contele cutare le-a mușcat în timpul nopții ca un animal. Și atunci dădeau vina pe vârcolaci, pe vampiri și nu, așa eu mai trebuie departe. Să dau un exemplu foarte cunoscut și în extrem de important și sigur mare majoritatea cei care ne privesc îl știu. Cazul Rămaru. Deci el efectiv își mușca victimele. Da. Deci el practic se transforma, apărea
ataca numai pântuneric, după miezul nopții, că aici e foarte important că acești oameni, n-am spus, și trebuie să spunem, capătă forță de pe lună plină după miezul nopții. Deci el ataca numai pentru, după miezul nopții, pe ploaie, pe, în locuri izolate, exact instinctul animalic al lupului. Acum nu trebuie noi să blamăm lupul, să spunem că gata, toți lupii trebuie mătrășiți și nu. Trebuie să distrugem animalul din noi, lupul din noi, vârcolacul din noi trebuie să... Deci este un caz și cei care sunt interesați să studieze, își lăsa, brămarul avea caninii un pic mai mari decât normal. Exact ce am spus mai înainte, un atavism animal. Da. Da. Să vedem ce tip de oameni se pot transforma, pentru că și aici există o legendă, poate nu este numai o legendă, se pot transforma în vârcolac. Să spune că, și aici trebuie să dau și sursa, pentru că este foarte important ca lumea să nu creadă că noi inventăm. Să spune că virgulă, copiii nebotezați și cei care au murit se transformă în vârcolac. Sunt niște studii făcute de, este o carte scrisă în 1907, se numește Credințele țăranului român despre cer și stele, scris de domnul Ion Otescu. Să spune că copiii care nu-și cunosc părinții se transformă în vârcolaci. Să spune că cei care sunt din incest se transformă în vârcolaci. Și în tradiția populară românească, eu am amintit un lucru. Al nouălea anumiți frate... Copii, evident. Bine, normal, anumiți copii. Al nouălea frate din nouă frați lunateci, foarte important, deci cei născuți pe lună, lună sau lună nouă, lună plină, se transformă în vârcolac. Sunt în tradițiile populare românești. Nu știm dacă 100% este adevărat, dar este un sâmbure de adevăr. De ce spun asta? Pentru că marea majoritate a persoanelor care se nasc pe lună plină au o chestie care nu... Aparte. Nu spun că sunt normal sau anormal, au o tendință la un moment dat pe lună plină să se manifeste altfel decât în mod normal. Încă o dată revenind, trezind acele instincte animalice ale... Mai sunt câteva semne prin care putem recunoaște aceste persoane. Sigur, acestea nu trebuie să interpretate ca reguli, pentru că omul are liberă arbitru și poate alege, chiar având instincte puternice, da, să le stăpânească. Deci persoana căror animalitate este mai accentuată. Exact. În afară de acel atavism cu caninii ascuțiți, vorbim de un alt atavism, și anume pilozitate foarte bogată, deci părul acoperit cu păr, aproape ca o blană. Și deschid o paranteză, în India există o familie de vârcolaci, unde toți membrii acestei familii, numele bolii se numește hipertricoză, dar nu contează. Ideea este că ei sunt foarte păroși, practic corpul este acoperit cu păr ca la animale, familia se numește Raut și toți membrii familiei, inclusiv ultimul nou născut, o fetiță care s-a născut de curând, este de asemenea acoperită cu păr. În afară de aceasta mai sunt niște caracteristici, cum ar fi urechile ascuțite și o caracteristică foarte importantă, simțul mirosului foarte dezvoltat. Și nu doar simțul mirosului dezvoltat, dar e vorba de cele persoane care, se știe că noi suntem vizuali și când apreciem o persoană, în primul rând o privim și eventual ne place să o auzim. Dar oamenii aceștia care au simțul mirosului dezvoltat și au tendințe licane de lup, au tendința mai degrabă să te miroase mai întâi, exact așa cum fac animalele, câinii sau lupii, și pe urmă să se uite la tine. Nu numai asta. Aceste persoane pot dezvolta de asemenea caracteristici aici licane. Aici trebuie o completare. Depinde ce tip de ureche ascuțită, e foarte important. Pentru că sunt două tipuri de ureche ascuțită. Animalice și diavolești. Urechile de elf, de spiriduși. Deci urechile de spiriduși sunt ascuțite la vârf, urechile de lup sunt ascuțite de undeva de jos. Nu, este foarte important pentru că putem deosebi oameni. La un moment dat o să vedem un lucru, dacă intrăm într-un restaurant sau suntem într-o familie foarte interesantă, sigur, dacă cineva are instinctele animalice mult mai puternice, va mirosi ciorba sau pâine. Deci va avea tendința să bage nasul sau în friptură sau, mă rog, în primul instinct. Sau să miroasă paharul cu apă. Este o persoană care are instinctele animalice mult mai dezvoltate decât celelalte și persoane. Și să nu se mire nimeni când vorbim de urechi de lup sau urechi de spiridus sau de el, pentru că
în fizionomie, în știința fizionomiei, există chiar tipologia cap de porc sau cap de lup sau cap de vulturi. Deci e vorba de o tendință, de pasăre, sau, da, o tendință, da, care sugerează urechi ca de lup. Nu trebuie să fie neapărat ca la lup, ca să fie clar. Nu, sunt, s-au făcut filme și sunt persoane care stau și la un moment dat, cei care trăiesc, mai ales izolați la un moment dat, stau și la un moment dat aud... Ciulesc urechile. Ciulesc, exact, cum exact să spunem. Să vedem după câteva momente de publicitate ce alte caracteristici mai pot avea acești oameni a căror instinctualitate este foarte puternică și de asemenea cum îi putem identifica și cum ne putem apăra de ei. Am revenit. Se spune că este oarecum mai dificil să identifici oamenii vârcolac, acești oameni cu o instinctualitate foarte puternică, dar sunt și câteva repere identificate în anumite culturi, conform cărora există, ar exista două tipuri de oameni care se pot transforma în vârcolași. Cei care voluntar își doresc să capete această forță instinctuală și care își vând sufletul diavolului, așa numiți vârcolași voluntari, și cei involuntari care, desigur, prin diverse situații se pot transforma. Și una dintre aceste situații ar fi aceea de a fi blestemați sau de a fi mușcați de către un lup sau de a bea apă dintr-o fântână blestemată, iată și o altă teorie. Sau să fim mușcați de un așa zis vrăjitor sau vrăjitoare transformată în lupi. Și știm foarte bine, făcând iarăși o mică paranteză, de ceea ce s-a întâmplat cu morții vii în tehnicile voodoo. Da, de fapt, diferența este că, așa zis, și vârcolaci voluntari sunt persoane care, la modul conștient, își acceptă și chiar își doresc trezirea acestor puteri animalice, în timp ce, în celelalte cazuri, indiferent dacă este vorba de blesteme sau situații accidentale, vorbim mai degrabă de posesie. Adică acei oameni sunt, de fapt, posedați de suflete sau spirite de vârcolac. Care este diferența principală? Cei care sunt vârcolaci voluntari își amintesc toate, adică își amintesc metamorfoza, transformarea, acțiunile pe care le săvârșesc în ipostaza lor de lup, pe când ceilalți care sunt posedați, practic ei nu-și amintesc nimic, adică pentru este ca o criză de somnambulism, da, pur și simplu ei se culc și se trezesc a doua zi dimineața fără să știe că s-a întâmplat ceva și doar dovezile indirecte îi plasează în locurile unde ei au umblat noaptea și s-au transformat. Ca și în cazul anumitor criminali care nici nu-și amintesc măcar ce au făcut sau oameni care sunt foarte violenți după care nu-și amintesc nimic. Că diavolul m-a îndreptat că... Exact. Cristi ne-a promis și câteva exemple. Da, înainte de a da un exemplu de la noi, să nu trebuie să speriem, trebuie să mai spun că mai există o caracteristică de a ne diferenția de acești oameni. Unghiile. Sunt anumite persoane care au unghiile închise la culoare și nu le au normal, le au strânse ca o unghie de câine. Sunt foarte rare persoanele astea, dar există. Exact, și ușor încovoiate. Mai este un termen medical peste care nu ar trebui să trecem, se numește porfirie. Este o afecțiune care duce la necrozare, la creșterea excesivă a părului, la stări ciudate, mutilarea a feței. Deci, de asta am spus încă de la început că 50% este mit, 50% este realitate. Unul din exemple concludente este o întâmplare petrecută destul de recent, în 2008. Martorii spuneau că într-o noapte geroasă, la un moment dat, la o intersecție de drumuri, au văzut un om, i-au spus prima dată un om, stând, cum spunem ghemuit. Noi, ghemuit. Apropiindu-se de el, acest om s-a ridicat și au văzut că, de fapt, este un lup pe două picioare, lup care... a fost alungat de unul din bătrâni cu focul. Că la un moment dat o să ajungem și cum alungăm aceste entități. I-au observat că în momentul când i-au pus flacăra în față, a scos un urle de lup și au constatat că avea pe spate coamă. Deci avea zburile, știi, câinii când se ridică părul pe spate. Este o întâmplare extrem de interesantă. Avem acestea sunt dovezi. Acum știm, nu avem fotografiile necesare,
Mai avem un exemplu extrem de interesant petrecut în 2006 în localitatea Moldova Sulița, unde există și acum, nu o să-i dau persoanei numele pentru că nu e cazul, el suferă de o boală ciudată, medicii poate să spună, caninii, ambii patru canini, dacă o pot exprima așa, îi cresc în continuu. Și el în anumite momente își găsește liniștea numai în pădure, nu se apropie de femei, și la schimbarea fazelor lunii pur și simplu pleacă să hălăduiască prin pădure, întorcându-se după o săptămână. Eugen? Da. Eu aș vrea să dau prin contrast două exemple. Un exemplu negativ, ca să zic așa, și un exemplu pozitiv. Ca să nu cadă lumea că neapărat trezirea acestor instincte animalice înseamnă neapărat să faci rău. Dar să începem cu exemplul negativ. Este vorba de un caz din orașul german Bedburg, pe la sfârșitul secolului XVI, în care un fermier pe nume Peter Stube, care era de altfel destul de avut și respectat în colectivitatea lui, era văduv, avea doi copii, părea un om așa, cinstit, corect la locul lui și nimeni nu se gândea că el ar fi vârcolac. Până când au început să dispară la început vite, când erau găsite măcelărite într-un mod sângeros, îngrozitor. După aceea au început să dispară copii, femei. În puținele cazuri când erau găsite, tot așa erau găsite măcelărite, uneori cu membrele smulse. Nu vreau să spun ce le mai făcea sau cum le devora. Cert este că la un moment dat, bineînțeles, s-au dat vina pe lupi, inițial au chemat vânători, au început vânătoarea de lupi și cu toate acestea cazurile se înmulțeau. Până când la un moment dat au reușit să înconjoare cu câini de vânătoare creatura care părea să producă toate aceste distrugeri și când au localizat-o și au înconjurat-o, s-au trezit tocmai cu Peter Stube. Până la urmă, sub tortură, el și-a mărturisit toate crimele. Foarte interesant că el credea sau susținea că primește un fel de binecuvântare, în ghilimele, de la Satana pentru a face toate acestea. Spunea că Satana i-a dat o curea din piele de lup și atunci când și-o punea, citez, se transforma într-un lup mare, lacom și puternic, cu ochi uriași ce străluceau noapte ca munți de flăcări, cu o gură largă și cu dinți ascuțiți și duri. A făcut foarte multe crime acest Peter Stube și până la urmă a fost executat. El a fost considerat oficial vârcolac. Deci primăria orașului Bedburg a considerat că el a fost când a trăit? În 1582, la sfârșitul secolului XVI. Și acum un caz real, unde pot să spun și numele pentru că a fost menționat într-un articol, și anume este vorba de un român care actualmente trăiește la Cluj, dar el este originar din nordul Moldovei, din Bucovina. Îl cheamă Iulian Vâlcu. Foarte interesant, până și numele pare predestinat, pentru că în limbile slabe Vâlc sau Volc înseamnă exact lup. Lup. Și el s-a mutat din nordul Moldovei în Ardeal, a trecut prin o perioadă mai dificilă la un moment dat, nu l-a angajat nimeni, nici nu a fost angajat ca bodyguard. Ce se întâmplă? Acest om este foarte ciudat. Și el și tatălui și bunicul lui, care a trăit până la aproape 100 de ani, erau oameni ai pădurilor. Câteodată pur și simplu îi apuca așa o nebunie, plecau de acasă și alergau în pădure, mai ales în nopții de lună plină. Și se simțeau așa în foarte mare libertate să urle, să alerge, să-și înfingă ghearele sau dinții în copaci și chiar să alerge sau să sperie alte animale. Foarte interesant că el în armată a fost considerat nebun și a petrecut o lună la psihiatrie până când aceștia au dat drumul și au spus că nu văd semnele nebuniei la el, dar cu toate acestea și soția lui vede că uneori noaptea de lună plină el începe să urle ca un lup, nu se poate stăpâni și ca să nu sperie familia urlă în pernă, iar soția lui ca să nu se sperie se mută în altă cameră. De altfel el a fost cinstit și i-a spus încă înainte de a se căsători că are aceste tendințe. Dincolo de asta, dincolo de apucăturile lui licane, acest om n-a făcut un rău în viața lui. Patronul depozitului de materiale de construcție, unde el este paznic, spune: întotdeauna apar hoți care mai fură, dar niciodată pe tura lui Iulian Vâlcu, pentru că nimeni nu are curajul. Au niște câini mai mari, niște dulai și niște câini lupi, care când este el de pază, îi și leagă. Deci angajăm oameni vârcolac să ne păzească. El numai dacă aude hoți și are un auz foarte ascuțit, se repede la ei și urlă ca un lup, efectiv, și toți fură îngrozit. Și patronul chiar se laudă și spune, zice, vreau
vreau să-l țin aici până la pensie și după, pentru că cât timp este el paznic, nu s-a furat o cărămidă de când s-a angajat. Deci iată și un caz pozitiv de om care își simte, își cunoaște și recunoaște și conștientizează aceste tendințe, dar se abține să facă rău. Dimpotrivă, el spune că el îi simte pe lupi, empatizează cu ei și că nu sunt animale feroce, așa cum se crede, că omoară de obicei alte animale bătrâne sau bolnave, care oricum ar muri, și că lupii niciodată nu omoară din distracție, așa cum omoară ființa umană. Deci el se identifică foarte mult cu spiritul lupului. Lupul este un animal care nu ar trebui omorât. La exemplu... ce sunt sensibili oamenii lup? De fapt, cum pot ei reveni sau redeveni ființe normale? Există și anumite lucruri la care ei sunt sensibili sau cu care îi poți ataca? Păi, în primul rând, ataca sunt două variante. Una să scap de el sau una să readuci cu picioarele pe pământ. Sunt două... Pentru a scăpa de ei, în general, ca la orice animal, ei fug de foc, în primul și în primul rând. În tradițiile, se spune că nu numai vampirii sunt anihilați cu argint. Nu discutăm aici de gloanțe sau de asta, discutăm de cuțite, discutăm de sulițe. Se spune că, de fapt, ce face argintul? Argintul purifică. Argintul, am întâlnit două cazuri interesante. Undeva în zona Băii de Aramă, discutând cu o femeie, spunea că în momentul când unul din bărbații, din bătrâni în general, o lau razna, începeau să urle, să facă ca toate alea, în afară de faptul că există niște descântece, cine o să studieze tradiția populară, există niște descântece pentru vârculași și pentru strigoi, se puneau linguri de argint, sau un ban de argint în mână. Și în momentul ăla, după o perioadă scurtă de timp, persoana își revenea. Deci, practic, știm foarte bine, am avut și o emisiune pe chestia cu argintul. O completare la ce spuneai tu, există o stână foarte interesantă, s-a scris așa două rânduri, era tot timpul atacată de lupi. Și la un moment dat, Baciu, știind toate tradițiile cu vârcolacii, cu lupii, nu știu ce, a zis, ai într-o seară să... fac un ritual, a făcut un ritual și într-un colț al țarcului stânii i-a pus lupului ceva de mâncare, lupilor. Un singur lup a venit, a mâncat și de fiecare dată periodic stâna n-a mai fost atacată de haita de lupi. Lupul își lua, spunea că este un lup descris foarte interesant cu o blană, știm că la noi lupii sunt suri, nu sunt o combinație între sur, maro și alb, o combinație foarte ciudată, cu niște ochi ciudați, nu răi. Deci el spunea că, moșul, bătrânul, spunea că se pare că este unul din prietenii lui morți de mult, transformat în lup, care a venit să-l păzească. Un lucru foarte interesant, sunt mărturiile, nu mai aduc aminte acum că nu le-am adus. Dar revenind la întrebare, cu banul de argint. Preferabil este să înfrânăm, să reușim să înfrânăm acest instinct al animalelor, să ajutăm pe cel care, sau pe cea, pe cel, de cele mai multe ori. Folosind, unii spun că folosim și apă sfințită, cum posedat știm foarte bine cu crucea și cu apă sfințită. Dar din ce am citit și din asta, cu banul de argint se poate rezolva, sau cu lingura de argint pusă pe piept. Crucea este foarte eficientă pentru că aici tendințele animale sunt foarte joase și atunci simbolul acesta al crucii nu este recunoscut și nu îi se percepe forța spirituală ca atare. Explicația pentru care argintul are putere asupra oamenilor vârcolaci este faptul că ei venerează, ca să zic așa, energiile lunare. Ori argintul, exact asta emite, energia lunii. Și atunci când cineva se apropie cu un obiect de argint, el percepe, ca să zic așa, o bucată de lună în mâna ta. Și atunci te percepe ca fiind foarte puternic, adică te percepe ca fiind un stăpân al energiilor lunare. Și atunci se teme de tine, într-un fel îți devine subordonat, ca să zic așa. Se mai puneau, se spuneau zgârzi, dar nu puneau zgardă, puneau acele coliere la gât, în momentul când ei puneau acel colier de argint la gât. Dar dincolo de mitul omului vârcolac, desigur, noi nu am văzut până acum așa ceva, dar cu siguranță există în zone mai puțin
circulate, lucruri pe care poate noi cu greu le putem accesa cu mintea noastră, lucruri incredibile. Trebuie să fim conștienți de faptul că ne scapă multe lucruri pe lumea asta și chiar dacă noi le considerăm ficțiune, asta nu înseamnă că și sunt ficțiune, dar revenind în sfera mai accesibilă, trebuie totuși să recunoaștem că atunci când au loc aceste fenomene astronomice, atunci când se întâmplă să aibă loc fenomenul de lună plină, exact cum spunea Cristi, atunci când luna cu soarele sunt certate oarecum, sau atunci când avem eclipse și alte fenomene astrale deosebit de tensionate, mai exact, oamenii pot fi perturbați și cu cât instinctul lor este mai puternic, cu cât sunt mai instinctual, pentru că știm deja că ne putem da seama atunci când un om este instinctual sau nu din harta lui astrală și chiar și văzându-l pur și simplu, unii se pot transforma într-atât încât granița cu animalul este aproape insesizabilă. Da. Trebuie să fim atenți pentru că aceste persoane, odată ce și-au arătat colții această fața lor, chiar dacă ulterior își revină, spuneam, multe dintre ele nici măcar nu mai recunosc că au avut o astfel de ieșire, așa se explică multe crime, domne, nici n-am știut ce am făcut, am omorât-o sau l-am omorât, nici n-am știut ce am făcut, sau am dat într-un om, sau am agresat un om, da. Pur și simplu a devenit animal, chiar dacă își revine, oricând există posibilitatea să redevină animal. Până scoate din el acea structură animalică, este un proces foarte îndelungat din el sau din ea, pentru că da. Sunt și femei care acționează. Se mai crede inclusiv că anumite plante, cum ar fi vâscul, scorușul sau secara, anihilează sau țin vârcolacii la distanță. Adevărul este că decât simbolurile creștine au efect mult mai mare mirosurile, pentru că ei sunt foarte sensibili la mirosuri. Și nu suportă toate lumina. Da, lumina, focul și mirosurile cu efect spiritual sau spiritualizant. De exemplu, mirosurile de conifere, brad, pin, moliță, știe că și tămâia este de fapt o rășină de brad. Mirosul de santaș și așa mai departe. Deci casele care se găsesc în locuri izolate, dar care cultivă, adică cei care locuiesc acolo aprind tot timpul bețișoare parfumate, lemn de santal, tămâie și așa mai departe, sunt protejați. Există chiar și anumite tufe sau anumiți copaci care radiază pe toată suprafața unei curți un miros elevat, frumos, dar v-am spus, se pot folosi și conifere, brazi, și atunci ei se domolesc, adică instinctele lor animalice devin mai blânde și își pierd agresivitatea animalică. Pentru că sunt foarte sensibili la mirosuri. Ne putem urmări oricum acest tip de agresivitate cu toții în timpul acestor momente mai delicate, pe care le știm. Știm cu toții când are loc fenomenul de lună plină și așa mai departe și când se întâmplă anumite lucruri pe cer, să vedem cum reacționăm. Iar atunci când observăm că nu ne mai putem controla reacțiile în anumite situații, poate n-ar fi rău să luăm în calcul acest lucru. Apropo de modul cum reacționăm, trebuie să spun un lucru foarte important. Tot așa, în puținele cazuri în care unii oameni au fost atacați și și-au păstrat cumpătul, au constatat un lucru foarte ciudat. Se știe că animale, de exemplu, recunosc frica sau teama după miros. Când un om se sperie, imediat emană prin transpirație o anumită cantitate de substanțe volatile care indică clar animalului de pradă că tu ești speriat. Din punctul acesta de vedere, dacă un om reușește, chiar văzând în față un om care se transformă și capătă caracteristici licane de vârcolac, dacă reușește să rămână absolut netulburat, atunci nu este atacat. Bineînțeles că este pe foarte multă stăpânire de sine. Trebuie să spunem, și foarte multă încredere în cel de sus. Lupul este un animal care nu atacă omul. Atenție! Nu discutăm de lupul turbat. Și nu discutăm de omul care îl găsește căzut, haita, sunt din statistici, din 10 atacuri ale lupului, 1 sunt atacă omul. Și numai atunci când omul fuge speriat și practic provoacă atacul prin acest miros de transpirație de om speriat, dar când un om, de exemplu, rămâne în picioare și privește lupul în ochi, și lupul haita nu atacă. Sau haita nu atacă. Da, trebuie să ne gândim foarte bine. Cred că cu toții am văzut cel puțin câteva persoane care nu se mai pot controla în anumite situații, nu se mai pot stăpâni, se enervează din nimic, enervarea capătă unor proporții de-a dreptul înfricoșătoare. Oameni care, repet, ulterior își revin la normal. Simt un soi de instinctualitate care pentru un om normal ar fi
pur și simplu de inexplicabilă. Putem spune că acești nu neapărat că sunt oameni vârcolac, nu neapărat, dar este o formă incipientă. Exact, da, foarte bine spus, așa este, au ceva de vârcolac în ei, exact. Și aceeași recomandare rămâne valabilă. Este foarte important să nu ne speriem când un astfel de om intră într-o poate criză. Poate fi o formă incipientă de instinctualitate și de câte ori observăm că avem măcar o bucățică de instinctualitate, că în anumite situații, chiar dacă pentru scurt timp, poate pentru 5 minute, poate pentru o oră, pentru o zi, devenim foarte nervoși, foarte agresivi, de-a dreptul animalici, evident, nu mai ești liniștit, nu mai ești echilibrat, este clar un semn că ceva din noi, animalul din noi, practic, s-a trezit într-un mod care ar trebui totuși luat în calcul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, poate vom redeschide subiectul, iar noi ne revedem și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de a noapte bună.